În județul Dolj există 240 de mediatori, iar numele și datele de contact ale acestora pot fi găsite pe www.cmediere.ro. În caz de divorț, partaj, partaj succesoral sau custodia copilului, cetățenii pot apela la acești specialiști din mai multe motive. Unul evident, acela de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor pe care le discută în asemenea cazuri. Apoi, pentru a putea păstra o anumită siguranță a unor relații extrem de vulnerabile. Aici vorbim foarte mult de emoție și această emoție nu privește strict părțile aflate în conflict. Vorbim de cazuri de familie, vorbim despre minori, poate, despre copii, vorbim de construirea unui plan parental în mod real. În acest context, discuțiile pot fi conduse către un dialog constructiv, care să funcționeze și după ce s-a găsit o soluție, în așa fel încât planul parental să fie unul eficient. Vorbim despre relații de familie chiar dacă acel copil este major, ceea ce nu se discută în instanță. Și chiar dacă s-ar discuta, nu ar face decât să expună cu atât mai mult persoana respectivă și să o ajute să pară din nou neputincioasă în instanța de judecată. Reprezentanții proaspăt înființatului corp profesional al mediatorilor au declarat că își propun să încheie protocoale cu primăriile și chiar cu școlile pentru a se implica în viața comunităților, chiar și în regim de voluntariat.